tu ești spurcatul pângăritor al acestui pământ! Pleacă de lângă am dus în Grecia, am căutat unii din cei mai importanți literați care aveau legătură cu România și într-adevăr am făcut o traducere integrală, 6 volume, din care Silviu după aia a ales. Și ne-am jucat, s-a rescris, s-a căutat tema aceasta fundamentală a păcatului originar, a celui care care în spate vina omenirii. Și a spus, asta e spectacolul. Și ați văzut că apar temele astea în spectacol, după care, în 2 săptămâni, după 2 luni de muncă, care aparent nu ducea nicăieri, s-a făcut lumină ca după curcubeu. Și a ieșit acest spectacol absolut extraordinar. Silviu spune că este cel mai echilibrat și cel mai bun spectacol al lui. În condițiile în care el are niște capodopere uriașe, numai la Sibiu are 12 mari spectacole. Biciclete, pinteni, cai, jandarmi,
telegrafiști, nepoate, țațe, nenii, berii, unghii, văzube, orăfanii, portretul țarului, moartea vânătorului, biciclete, săpun, lumânări, panici, prescuri, grâu, măcelari, cofeturi pentru colivă, bețivi, hâritori, prima societate românească de bazar și de nacotă, stela, sticle, fâri, cercuri, boace, puți, plăpum, salt,